Ora 13, bună ziua, sunt Ștefan Etveș, bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Drumurile Noastre. Ministerul Transporturilor a început să schimbe fața portului Constanța după începerea războiului din Ucraina. Statul român a început să investească în tot ce înseamnă portul Constanța. Vorbim despre investiții, dezvoltare, volum de trafic. În prezent, portul Constanța înseamnă aproximativ 5% din produsul intern brut al României. Astăzi, portul Constanța este folosit doar la jumătate din potențial. Ministerul Transporturilor prin CFR s-a reușit să modernizeze circa 100 de linii și alte 120 de aparate de cale pentru volumul de trafic de cale ferată. Atenție șoferi! Restricții pe Autostrada Soarelui în sezonul estival. Pentru 26 de lei vor închide ochii șoferii la ambuteiajul ce va urma în sezonul estival pe A2. Ce înseamnă suspendarea taxei de la Fetești pentru bugetul CNAIR? Ce se întâmplă cu banii din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru Infrastructură? Invitat special este Cătălin Drulă, fost ministru al transporturilor. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Domnule ministru, am fost în portul Constanța. Ca român, ca reporter, ca om, a fost nevoie de războiul din Ucraina pentru a ne uita noi ca țară către portul Constanța? Acolo sunt foarte multe infrastructură de care e nevoie ca acest port să își atingă potențialul. Și e foarte bine că au fost refăcute o parte din aceste linii anul trecut, dar cred că trebuie să vorbim și despre ce nu s-a făcut. Și e vorba de un proiect de 1 miliard de euro din fonduri europene, nu din PNRR, din fondurile europene clasice, din program operațional, care electrifică întreg complexul din portul Constanța, care implementează o semnalizare modernă. Știți, la calea ferată, șinele pe care circulă să nu mai au parte din poveste. Restul înseamnă semnalizare, electrificare, sisteme de centralizare și refacerea stațiilor Palace și Valului Traian. Un proiect foarte amplu de 1 miliard de euro, care ăsta dă eficiență, să poată să-ți intre trenurile repede și să iasă repede și să ai capacitate în port, care din păcate stagnează. Au fost niște linii refăcute, s-au dat cumva în regim de urgență, s-a dat ordonanță de urgență anul trecut, ca urmare a războiului și s-au investit niște bani acolo. Ăsta e un lucru bun. Lucru mai puțin bun este că marfa nu stă doar în port, pe liniile din port, înțelegeți? Adică e în port, e linia refăcută în port și după aia trebuie să plece undeva prin țara asta noastră românească. Ori în țara asta noastră românească, în afară de cei câteva zeci de kilometri de linii care au fost refăcuți în port, care, repet, nu sunt toți, mai e nevoie de vreo 10.000 care să fie refăcuți. Și din păcate, anul trecut, acest proiect amplu de, se numește înlocuire la rând, adică se ia fiecare traversă, se înlocuiește și se pune șină nouă, a capotat subit. În 2021 se făcuse un progres, făcusem într-un an cam cât pe 3 ani anteriori, iar strategia feroviară a României pentru infrastructura feroviară, pe care a făcut-o cel dinaintea mea, dar eu am trimis-o la Bruxelles, că guvernul adoptase chiar înainte să ajung ministru, printr-o hotărâre de guvern. Dar n-ați schimbat-o, Nu, la 3 săptămâni după ce am devenit ministru, am trimis-o la Bruxelles prin ordin de ministru. Era obligația noastră pentru programele pe fonduri europene. Ce prevedea? O creștere exponențială, adică în anul 2021, 100 de kilometri de linie și i-am făcut. 2022 trebuiau 200, în 2023 trebuiau 400 și tot așa. Ce s-a întâmplat a fost exact inversul și am aici un răspuns oficial pentru 2023 de la CFR, care spune așa, la o întrebare referitoare la acorduri cadru pentru lucrări de întreținere pe locuri la rând. Acord cadru ce înseamnă? Ai semnat cu niște firme, cum sunt cele care au lucrat pe liniile pe care le vedeți în imagine, și în fiecare an le dai de lucru, faci un contract subsecvent. Și spune CFR așa, la nivel central au fost încheiate acorduri cadru pentru sucursale regionale București, Craiova, Timișoara, Cluj, Galați și Constanța, mai puțin la Iași. Menționăm faptul că fondurile avute la dispoziție pentru anul 2023 nu au permis încheierea niciunui contract subsecvent. Adică, pe scurt, avem un contract semnat, avem zero alocare de fonduri pe acest an, deci se fac zero metri de cale ferată. Dincolo de acest contract, am lăsat semnate la sfârșitul lui 2021
contracte directe între CFR și producătorii de șină, producătorii de traverse. Șină, din păcate, nu se face în România, șină se face, trebuie importată, asta de, a existat o tentativă cu un combinat la Călăraș, dar traverse se fac la România, în România. Este un producător din Buzău, cu istorie veche. Și contract... Am întrebat, ce în spatele dumneavoastră e o fotografie de ieri. Da. Și am întrebat, băi fraților, șina, ok, e din Austria, am înțeles, da, că e import. Traversele sunt românești. Sunt românești, sunt de la Buzău. Sunt de la Buzău. Și aparatele și... de cale, adică acele macazuri, cred că sunt tot de la Buzău. E o fabrică care produce pentru TJV, pentru Chile. Exact. Pentru... Hey, închipuiți-vă că am lăsat contract semnat la minister. Lucrurile astea sunt complet verificabile pentru echivalentul a 800 de kilometri de linie între mete traverse, că se pun la o anumită distanță. Anul trecut a fost comandat, cred, ceva de genul 10 km din 800, anul ăsta nu știu dacă mai făcut vreo comandă. Ce vreau să zic cu asta? Acest program trebuia să vină cu alocări semnificative de la an la an, că după ce ieși cu marfa din port, trebuie să mergi tot pe aceleași linii proaste. Am zis, poate nu sunt suficiente fondurile de la buget și atunci am pus 1 miliard de euro în PNRR, da? Pentru care sunt extrem de mândru, pentru acest tip de lucrări. Exact ce ați văzut în port, adică genul ăsta, traversă, șină, piatră spartă, schimbătoare de cale, centralizare, semnalizare, astea nu le-ați văzut încă în port, ar trebui să fie, dar astea pentru toată România, pentru toate regionalele, există 1 miliard de euro în PNRR. Și de ce sunt atât de mândru de lucrul ăsta? Pentru că tradițional din fondurile europene în România s-au făcut doar proiecte, se numesc de coridor. Adică iei o bucată de coridor, o faci pe aia de, o desfaci din țiplă de 100 de kilometri, dar durează 10 ani. Sunt doar 100 de kilometri, că România are 10.000 de kilometri de cale ferată și te costă nu știu câte miliarde. Și în rest, calea ferată stă să cadă. Și știți foarte bine care sunt timpii de deplasare de la București la Craiova, de la București la Suceava, pe toate liniile, de la București la Pitești. E, am venit cu o abordare revoluționară. Pentru prima dată am luat fonduri externe, fonduri europene din PNRR, pentru acest tip de lucrări. Și vă dau exemplu de o linie ca să fie și un exemplu concret care e acolo. București-Pitești, 120 de km pe calea ferată, se face integral din PNRR. Se aduce la 120 de km pe oră. Ceea ce înseamnă că vom ajunge într-o oră, dacă se face, că și asta e o întrebare. Nu e suficient să pui într-un program și să finanțezi, mai trebuie să se și realizeze. Exact. Ieri am filmat în port și am primit anumite date. Astăzi CFR-ul confirmă încă 72 de linii noi de cale ferată reparate și recepționate. Au mai rămas aproximativ 27 de linii noi într-o primă fază. În total vor exista 110 linii. Sunt aproximativ 45 de kilometri în total și 120 de aparate de cale. Ne referim la acel macaz. Da. CFR-SA, sunt mai multe firme acolo, sunt mai multe asocieri, Vibe, Arcada, Vibe, în prezent Bavi, fosta firmă Vibe. Vreau să întreb și să închei scurt. Credeți că vor continua lucrările de modernizare a portului? Păi, ați punctat mai înainte că portul Constanța nu înseamnă doar șină și traverse. În general, celelalte lucrări, sunt foarte multe lucrări care sunt conexe. Da? Adică aici, ok, în sfârșit nu mai avem o zonă din acest triaj foarte mare care era prăbușită, ci este adusă la, dar în afară de asta, infrastructurile rutiere, zona de modernizare a complexului în sensul de creșterea capacității. Șinele, așa cum spuneam, singure nu-s bune de nimic. Trebuie semnalizare, centralizare, da, dispecerizare, stațiile prealabile, valul lui Traian Palace, unde stau trenurile, se compun și așa mai departe, ca să poată fi lansate pe coridor, că altfel o să ajungă să gareze tot vagoane, da, numai că stau în loc să stea prin șine vechi sau pe șine noi. Nu merg bine aceste lucrări și, repet, se pierde o oportunitate. Astfel de lucrări ar trebui să fie ajuns deja la nivelul de 400 de km pe an în România rețea, iar la anul să facem 800. Din păcate, anul trecut s-a prăbușit toată această alocare de fonduri pentru că nu se înțelege nevoia unui program național de reînnoire a căii ferate. Asta este discuția pe care am avut-o în ultima ședință de coaliție în care vorbeam de acel PNDL de 50 de miliarde și am spus, dacă îmi dați 15 miliarde din 50, suntem de acord,
să fac un program național de reînnoire a căii ferate. Ne întoarcem din portul Constanța, vă întrerup, pentru că vreau să ne întoarcem pe autostradă. Probabil că vara asta veți merge la mare cu familia, sunt convins. Nu cu elicopterul, nu? Mergeți cu mașina. Nu, eu conduc mașina singur. Așa. Gabi, te rog, ajută-ne cu acel sincron să vadă românii, să înțeleagă românii ce se va întâmpla în această vară pe Autostrada Soarelui. Emisiunea Drumurile Noastre, vorbim despre taxa de la Feteș, vorbim de această taxă care începând cu data de 1 iunie se suspendă, șoferii nu mai plătesc acest peaj. Dacă această suspendare a taxei se întinde pe întreg sezonul estival, pentru CNAIR înseamnă o gaură de aproximativ 10 milioane de euro, bani pentru întreținerea drumurilor naționale, bani pentru funcționarea companiei de drumuri. Explică-ne în câteva fraze să înțeleagă oamenii care vor traversa acest pod spre mare sau dinspre mare ce se întâmplă în această perioadă. În luna februarie am început lucrările de decopertare a stratului asfalce, respectiv demolare beton de pantă. În urma decopertării am chemat echipa de experți și am prelevat niște probe pentru fiecare ochi în parte. Pe fiecare deschidere avem 8 ochiuri. Și s-au constatat că anumite plăci trebuie înlocuite. Respectiv trebuie demolate, înlocuite armătura, cofrate și rebetonate din nou. La ora actuală, din cele 18 care au fost date spre demolare, am demolat și am înlocuit 12 din ele. Lucrăm chiar în momentul de față la încă 4 dintre ele. Preconizăm că probabil pe săptămâna viitoare să începem să tunăm și betonul de pantă pe deschiderile care nu sunt afectate, respectiv așternerea hidroizolației, refacerea grinzilor de parapet. Am început și montarea parapetului de siguranță pe o parte, o să-l înlocuim și pe partea cealaltă, rămânând ca ulterior, ce înseamnă timpul tehnologic după tunarea ultimului ochi, să tunăm și betonul de pată, respectiv refacerea straturilor asfaltice, rosturi de dilatație, parapet și marcaj. După cum am văzut, se lucrează pe pod. Sunt oameni și în intradosul acestui pod, adică există muncitori. O întrebare care să înțeleagă oamenii, când vom circula pe acest pod refăcut în totalitate? Noi încercăm ca cel târziu până la sfârșitul lunii august să dăm drumul la pod. Cel târziu la sfârșitul lunii august să dăm drumul la pod. Este reprezentantul, șeful de proiect al firmei Maristar, care se ocupă de reparația și modernizarea acestui pod. Domnule Drulă, să știți că veți sta în coloană, ca toți românii, la volan, vara aceasta, pentru că se lucrează la acest pod, dar ministerul vine cu această gratuitate. Nu veți mai plăti taxa. Sunteți bucuros că veți avea o gratuitate de 26 de lei. Ce veți face cu cei 26 de lei pe care ministerul, domnul Grindeanu, CNAIR, a anunțat că nu-i mai plătiți? Eu și alți mulți români și noastră. Și eu și ceilalți românii vom arde în combustibil consumat stând în coadă. Corect. Acest contract pentru reabilitarea podului peste brațul Borcea a fost semnat în mandatul meu. L-am semnat în aprilie 2021. Trebuia să dureze 2 ani, deci acum o lună trebuia să fi fost gata în aprilie 2023. Din păcate, e deja în prelungiri. A existat un contract similar pentru celălalt braț al Dunării, la Cernavodă, în mandatul meu, și mi-aduc aminte în acea primăvară câte eforturi am depus împreună cu echipa, astfel încât la sfârșitul lui mai, pe 31 mai în 2021, să se închidă lucrările pe perioada verii și să se circule pe ambele căi ale autostrăzii. Și pe perioada estivală a lui 2021, deși erau exact același tip de lucrări, nu a existat restricționare la o singură cale. O astfel de restricționare la volume mari de trafic, la volume de 3000 de vehicule pe oră, cum sunt vara în momentele de vârf, va însemna coze enorme. Atenție, cozile nu s-ar face din cauza taxei. Taxa o plătesc acum 90% sau mai mult din utilizatori prin SMS sau prin aplicație de pe telefon, deci nu se mai stă la coadă. Deci asta este doar un populism. Și domnul Grindeanu se lipsește de 50 de milioane de lei, atât a încasat anul trecut în vară statul la Feteș, se lipsește de 50 de milioane la bugetul CNAIR, care, să înțelegem, că merg în drumuri sparte, în reparații. Deci e, în loc să fi închis aceste lucrări, să fi discutat constructorul un program care să fie pe primăvară și pe toamnă,
s-a trezit acum că va avea aceste mari probleme și a renunțat la taxă. Dar vreau să vă spun că nu e singurul caz. Nu știu dacă ați fost pe Valea Oltului în ultimele 3 sau 4 luni. Am fost. Da? Îți blestem zilele acolo din același motiv. Pentru că ministerului domnului Grindeanu și celor de desub nu le pasă de aceste lucrări care se desfășoară cu restricționarea traficului. Și ca să vă spun că mă puteți... Ba da, le pasă, domnule Drulă, că își cer scuze zilnic pe Facebook. Înțeles că își cer scuze, dar să știți că se poate face asta mai mult de atât. Asta înseamnă că le pasă? În 2021, când am fost... Își cer scuze zilnic. Uite, Gabi, dacă găsești o postare a CNAIR-ului de ieri sau de azi în care își cere scuze. Să vadă, domnul Drulă. Asta nu înseamnă că le pasă? Nu. Haideți să vă spun ce înseamnă să spese, ce se poate face. În 2021 am avut niște discuții aprinse pe un ton ridicat cu CNAIR și împreună cu secretarul meu de stat, cu Horațiu Cosma, am venit cu următoarea idee. Toate aceste lucrări care se fac în zona de întreținere a drumurilor să se facă noaptea, iar la venirea... Pe podul de la Borcea nu se lucrează noaptea, mă scuzați. Și am pus asta în caietul de sarcini, da, pentru că nu poți să spui constructorului lucrează noaptea dacă nu i-ai spus de la început din caietul de sarcini. Am pus asta în caietul de sarcini să se lucreze noaptea până a doua zi dimineață să fie refăcut și marcat. Și lucrul ăsta nu e doar o teorie. S-a lansat contractul așa, s-a semnat, s-a lucrat în anul când noi n-am mai fost, pe, de exemplu, pe DN6 între Lugo și Timișoara, pe contract pe modelul ăsta de caiet de sarcini. Am fost eu cu ochii mei, nu mai eram ministru, dar de curiozitate să văd. Noaptea veneau, frezau, turnau, marcau. Dimineața când e trafic și veneau șoferii la muncă, circulau exact ca în orice țară normală pe asfaltul refăcut. În CNAIR există o nesimțire completă legată de deranjul pe care îl produc traficului. Ajung chiar la astfel de decizii absurde, să nu le spun de-a dreptul stupide, încât dacă au o secvență de 3 poduri, și ar putea o dată într-un an să deranjeze, să le facă pe toate 3, fac unul într-un an, altul într-un an, altul într-un an și ajungi pe toate aceste voi, prin aceste trecători, să devină imposibil de străbătut Carpații, așa de parcă suntem în Evul Mediu. Este revoltător și în anumite cazuri, chiar am constatat anul trecut, a fost pe Valea Prahovei un coșmar de ăsta cu un pod la intrarea în Sinaia. Și îmi aduc aminte, am trecut pe acolo într-o vineri, se terminaseră complet lucrările, știți că a fost un podet, n-a fost un pod, avea podul, 20 podul, de metri. Este podul peste Prahova de la intrarea în Sinaia. Îmi aduc aminte că într-un weekend am trecut, Eu vorbeam acolo de podețul din Azuga, din curbă, v-am amintit? Să vă spun un podet de aici până în celălalt studio. Acolo a fost făcut în timpul mandatului meu și știți ce s-a întâmplat la Azuga? S-a pus un pod temporar ca să se mențină traficul pe două sensuri, da? La Sinaia, după aia, în anul următor, și da, am stat cu copiii în mașină și am stat și eu 2 ore în coadă și am avut timp să trimit gândurile de bine celor care conduc, s-a întâmplat următorul lucru. Într-un weekend chiar se terminaseră lucrările, m-am uitat, că am ochiul format pe asta și am și sunat, mai am și eu cunoștințe în domeniu acolo, pe la CNAIR. Și domnule, am stat aici o oră la coadă, e terminată lucrarea, de ce nu dați balizele la o parte să circule pe două sensuri? Știți ce mi-au răspuns? E dat închiderea de circulație aviz până luni. Adică ei aveau programa până luni să fie. Chiar dacă lucrările fusese terminate de vineri, nu i-a păsat nimănui, n-a avut nimeni bunul simț să dea balizele alea la o parte cu 3 zile mai devreme pe o lucrare terminată. Același lucru se întâmplă pe Valea Oltului, același lucru se întâmplă acum la Fetești. Da, domnul Drulă, dar avem gratis. Am înțeles. M-a mai întrebat ce faceți cu banii băi, Ștefane, îi bag în motorină sau în benzină, cu ce circulați dumneavoastră? În motorină sau în benzină și în timp pierdut pe care oamenii îl stau bară la bară în loc să-l petreacă, eu știu, cu familia sau, mă rog, dacă e vorba de traficul comercial, să ajungă mai repede bunurile la destinație. Vă spun că nu sunt lucruri care nu sunt de schimbat. Se pot schimba, dar trebuie cuiva, ca să vă răspund direct la întrebare, să-i pese. Dacă nu îi pasă nimănui, ele merg în ritmul ăsta de bătaie de joc. Mi-a venit o expresie mai din spatele blocului, dar nu pot să spun la televizor. Dar un ritm de bătaie de joc. Nu putem, totuși, în 2023, aproape luna iunie, în curând, nu putem cel puțin în 2024 să oprim bătaia de joc din minister, din CNAIR?
Păi se poate, dar trebuie să-i pese... acum, eu știu, o să vă spun, mărturisesc, am fost 8 luni ministru, da? Deci nu pot să vă spun despre un mandat de 10 ani de ministru, dar pe 8 luni. Poate mie... Ați rămas în istoria... Poate mie mi-a păsat prea mult, dar eu știam despre fiecare blocaj, despre fiecare de-asta, creangă care a căzut pe catenara de la calea ferată și așa mai departe. Știam de toate lucrurile astea și încercam tot timpul să găsesc soluții. Dădeam telefoane, spuneam, vedeți acolo, când vine locomotiva de ajutor în partea alaltă. Poate nu e bine ca mine, n-o fi bine să spese chiar atât de tare, dar nici să nu te intereseze absolut deloc. Mai ales că unele cazuri sunt revoltătoare, adică și se ține într-un fel domnul Sorin Grindeanu foarte departe de toată povestea asta. Știți, e chestia asta, când dacă e detăiat o, ascultați-mă o secundă, dacă e detăiat o panglică sau de făcut ceva, da, sunt primii acolo, o să urmeze. Trebuie să fim realiști. Pentru că nu s-a întâmplat mai nimic. Nu a participat la nicio tăiere de panglică. Ia să vedeți că urmează acum, pentru că în sfârșit s-au adunat de pe 3 ani de zile stocul. Adică vom avea kilometri de autostradă. Vom avea că s-au adunat de pe niște ani de zile, inevitabil, pentru că nu s-a deschis mai nimic, dar acolo sunt primii, dar când e vorba de răspundere spun așa, domne, nu știu, CNAIR, nu mă pricep. Păi drumurile alea sunt ale Ministerului Transporturilor, ele doar sunt date în concesiune, da, către CNAIR. Spune, uite, te lasă, umbli la drumul ăsta să iei o vinietă pe el, tu ai niște responsabilități, deci tu ca ministru ai o răspundere directă pentru acel drum, nu e așa să spui, nu e treaba mea, nu știu, întrebați în altă parte. Deci estimați, luăm pauză, că vor urma tăieri de panglici, nu? Ați spus că vor urma... Păi, pentru că a fost seceta asta atât de mare și l-am dat drumul la... Eu aș paria că domnul Grindeanu nu participă cu dumneavoastră, în direct. Nu vreau să fac pariul ăsta, eu îmi doresc știți să se deschidă... Știți de ce? Că nu a participat până acum. Eu îmi doresc să se deschidă cât logică, mai multe drumuri, din păcate avem întârzieri. Sorin Grindeanu să se prezinte la panglici. N-a fost în stare anul trecut să dea drumul la podul de la Brăila. Poate din cauza asta. De pe centura București. Poate din cauza asta nu se duce să taie panglici. Pauză, revenim, vorbim de ce autostrăzi vor fi inaugurate în acest an. Suntem nou în direct, emisiunea Drumurile noastre, invitat special Cătălin Drulă, fost ministru al transporturilor. Am încheiat și prima parte vorbind despre autostrăzi. Ați spus că vor fi inaugurări în acest an. Ne puteți da câteva exemple? Da, vă dau exemplu de ce ar trebui să fie gata. Acum eu am niște dubii, din păcate, că se mișcă lucrurile și că le urmărește domnul Grindeanu cum ar trebui. Dar vă dau exemplu de proiecte. Pe sud, A0, autostrada de centura Bucureștiului, ar trebui cele două loturi, lotul 1 și 2, de la autostrada A2 până la DN6, până la drumul de Alexandria. E acea firmă turcă care lucrează pe cele două... Al-Simalar, nu e nicio problemă. Da, cred că așa se numește. Așa. Deci lotul 1 plus 2, dar din A0 păcate, sud. Deci asta ar trebui să fie gata, termenul contractual deja e cam în prelungiri, numai că cred că vor deschide doar de la DN5 până la DN6, deci de la drumul de Giugiu până la drumul de Alexandria. Deci dintre... ați spus că există întârzieri. Da, aceste întârzieri. Apoi, pe nord lucrează românii de la UMP la lotul 2 de pe nord, în dreptul aeroportului Otopeni. Da. Aici deja e primul proiect cu probleme de descărcare. În capătul lotului dinspre Afumați, în DN2, nu există prevăzut și ar trebui CNAIR-ul să lucreze, constructorul să prevadă o descărcare, un giratoriu, o formă de a te da jos de pe autostradă. Logic. Nu există încă făcută și e posibil să rămânem cu, se numește lot muzeu. De la A3 până la DN2. Deci este posibil să avem un lot muzeu în 2023. Și urmează încă niște posibile muzee. Pe A3 Transilvania lucrează turcii de la Nurol pe 10 km, în relief foarte ușor, aproape de sub placul de Barcău. N-au descărcare la unul dintre capete și înțeleg că nici măcar exproprierile nu sunt făcute. Craiova-Pitești lotul 3, adică de la... Slatina spre... până la Colonești, aproximativ. Colonești. La Colonești nu e descărcare. Și tot așa ar trebui văzut o să întrebăm CNAIR-ul. O descărcare temporară. Deci astea ar trebui să fie gata. Apoi mai avem Chețan-Câmpia-Turzii, acea lipsă din autostrada Transilvania dintre Târgu Mureș și Cluj, unde era un constructor de vreo 6 ani, nu făcea nimic și am rupt eu contractul cu ei și am lansat licitația din nou și acum... lucrează, cred că, austriecii de la Strabag. Strabag, dacă nu mă înșel. Exact. Podul de la Brăila, cu termenul depășit, asociere italiano-japoneză. Veți merge? Știți de ce vă întreb? Am înțeles că vin oficial din Italia, din Japonia.
Veți merge la inaugurarea podului Arabrei? Să știți că inaugurarea mă lasă cumva, adică nu sunt eu cu ceremonii de astea. Mi-ar plăcea să conduc o dată peste pod, pentru că e o mare lucrare. Din păcate n-a fost gata la sfârșitul anului trecut. Măcar anul ăsta să-i dea drumul, deși nu cred că vor fi ambele iunie. Relații. Că sunt două relații când treci Dunărea pe partea cealaltă de Brăila, una către Jijila și una către Măcin. Și va fi gata doar relația scurtă din 27 iunie podul de la Brăila. Așa e anunțat. Dar doar pe relația scurtă, relația către Jijila nu. Pe relația scurtă. Și apoi mai sunt astea pasajele de pe centura sud a București, centura existentă la Olteniței și la Berceni, iarăși întârziate și astea, dar văd că în sfârșit au și marcaje. Ar trebui ca într-o lună, două să le cam fie dat drumul și ar mai trebui să fie gata trei centuri importante, dar din păcate cred că nu vor fi Bârlad, Târgu Jiu și Zalău. Primul proiect făcut de chipurile, făcut de o firmă chinezească în România la Zalău, întârzieri foarte mari. Cam asta ați enumerat proiecte, da, în glumă. Da, știți ce se întâmplă? Tot ce am zis aici, că poate e gata și nu e gata, dacă nu e gata, nu stau, va fi la anul, să vedeți la anul, an electoral și mai multe proiecte, pentru că când nu le deschizi la vremea lor. Păi și vor fi în 2023-2024 niște sute de kilometri de infrastructură? Nu chiar sute de kilometri, da, 100-200 în total, cred că pe cei 2 ani, dar acum depinde și cum se mișcă aceste proiecte și dacă ministerul se mișcă în vreun fel. Dar graba pare să vină întotdeauna cu alegerile, deci probabil că la anul va fi mai mare un pic stocul. Am înțeles. Deci vor fi inaugurări, aveți această confirmare. Nu participați la inaugurarea de la Brăila, ați spus că nu mergeți. N-am, nici măcar n-am fost invitat, eu vă spun că nu mă interesează inaugurările, pe mine mă interesează ca oamenii să se bucure de aceste infrastructuri, că nu sunt făcute pentru politicieni, sunt făcute pentru cetățenii din țara asta. Înțeles. Și sunt șanse să vedem kilometri de autostradă pe centura capitalei în 2023. Păi nu că sunt șanse, o să fiu furios dacă nu sunt, că ăla-i termenul contractual 2023 pe sud și lotul cu grecii de la actor avea și el termen tot în 2023, dar nu o să fie gata. Noi știm că e aprilie 2024 contractual. Ne-am uitat în contract. E posibil să aveți dreptate, dar oricum nu va fi gata nici în aprilie 2024, aici vă țin și un pariu, adică e mult prea întârziat ce se întâmplă acolo. Sper să fie gata în decembrie 2024 măcar, adică în interiorul anului 2024 să nu mai trecem o iarnă fără să avem semi inelul sudic complet. Sunt termene contractuale, ar trebui respectate, ministerul ar trebui să lucreze pentru zona asta de descărcări, acolo unde loturile nu pot fi folosite fără ele, nu prea se mișcă treaba. Mai am câteva minute de final, iau pauză, dar trebuie să vorbim și despre CFR-SA, domnule Drulă, pentru că acolo avem director pe 4 ani. Revenim. Dar suntem din nou direct, mai avem foarte puțin timp, vorbim despre calea ferată, am primit o fotografie cu domnul Drulă de pe calea ferată. Gabi, te rog, ajută-ne să vedem dacă domnul Drulă își amintește. Domnul Drulă, vă amintiți? Erați aici, erați mai tânăr, nu? Un pic. Evident, un pic mai tânăr. Erați ministru transporturilor, erați la Buzău. Între Buzău și Făurei, 40 de kilometri de cale ferată, ne-am hotărât în februarie cu directorul CFR de la acea vreme, cu domnul Pintea, să îi reabilităm de la 30 de kilometri pe oră, erau restricționați la 120. În iulie, deci în februarie ne-am hotărât, derularea licitației, în iulie a fost semnat contractul, aici eram, cred că poza e din august, deja se lucra serios, vedeți, în traverse. În 2-3 luni după a fost gata și astăzi este funcțional, am avut o ceartă, să zic așa, de profil imediat ce a preluat domnul Grindeanu mandatul, că i-am zis, domnule, am făcut în 5 luni un fir din două, că e cale ferată dublă, faceți-l și pe al doilea. A costat foarte puțin, așa. 12 milioane de euro pentru 40 de kilometri. Și da, foarte bun. Este când ridici de la 30 la 120 km pe oră, i-au spus că ei nu fac cârpel ca mine, așa a spus domnul purtătorul de cuvânt, domnul Șerbănescu. A zis că eu o să facă cu 200 de milioane de euro cel de-al doilea fir și o să fie altcumva decât l-am făcut eu. Și l-au făcut? Nu, nimic. E tot așa cum era și înainte. Cu restricție, nu era chiar 30. Și atunci de ce a declarat? Asta am întrebat pe domnul Șerbănescu. Dar... Bun. Acum avem șef nou la CFR, s-a pe 4 ani. Nu e domnul Pintea din poză. Domnul Pintea s-a retras din cursă. Îl știți pe domnul Simu? Îl cunoașteți? Îl știu că a venit în Comisia Transporturi. A venit? A venit la un moment dat, este
Ceferistul de care avea Ministerul Transporturilor, de care avea nevoie țara? E un om slab pregătit, este inept, nu cunoaște proiectele de investiții în derulare. La un moment dat l-am întrebat și a spus că vrea să lanseze un studiu de fezabilitate pentru calea ferată Ploiești în sus spre Bacău. Și i-a zis, dar e în derulare de 3 ani studiu de fezabilitate, trebuie să-l încheiați, că e aproape gata. Și a părut surprins. Este omul care, sub mandatul căruia la complexul Astoria al CFR s-au dat nu știu câte zeci de hectare pe 100 de ani unei firme cadou, pentru că s-a comis 100 de mii de euro, o limuzină din curtea transporturilor, un teren cu valoare probabil de zeci de milioane de euro, exact. Dat pe 100 de ani, că s-a făcut o greșeală când s-a înscris dreptul de nu știu ce superficie în cartea funciară. Este un om cu probleme la DNA chemat pe acolo și iată, procesul de a aduce profesioniști al lui Grindeanu a rezultat în fix prietenul domnului Grindeanu de la Timișoara, domnul Simu, că l-a adus de la Timișoara. El a fost candidatul perfect. Asta a rezultat din marele proces de selecție. A fost numit în mod oficial, selectat. Noi avem informațiile pe surse, nu sunt 100% confirmate. Și eu am aceleași informații, le-am văzut în presă. Mi se pare revoltător că pretinde că asta este o UG 109. UG 109 este asta prin care ar trebui proces să de selecție de administrator. Mulțumesc pentru prezență. Bunea a fost Cătălin Drulă, a fost ministru al transportului. De la fix vorbim despre calea ferată. Avem o mapă interesantă. Mulțumesc.